Mii de oameni din trei comune aflate în apropierea Craiovei s-au sufocat astăzi în propriile gospodării. Vântul puternic a adus peste sate nori grei de cenușă de la halda termocentralei din Bănie. Casele, dar și culturile din grădinile localnicilor au fost pur și simplu acoperite cu zgură. Este toată cenușa care s-a depus doar azi? Cenușa care este de aseară. Aseară am spălat geamurile la casă. Marinela Nicola locuiește în comuna Șimnicul de Sus, la doar 2 km de halda de cenușă. Ori de câte ori bate vântul, funinginea de la termocentrala din Craiova îi acoperă întreaga gospodărie. Cel mai grav este că, spune femeia, pulberea fină le pune în pericol sănătatea. Sesizări am făcut la Garda de Mediu Craiova, la Protecția Mediului Dolj, la Protecția Mediului de la București, la Ministerul Mediului, la guvern, la prim-ministru, la prefect, la primar. Ce vi s-a spus de fiecare dată? Ultimul răspuns pe care l-am primit a fost că spulberările sunt în limite normale. Am început să avem probleme respiratorii din cauza acestei cenuși și nimeni nu ia nicio măsură. Peste tot numai cenușă. La capătul răbdării sunt și ceilalți localnici. Oamenii se plâng că trebuie să stea cu măști la gură și cu geamurile închise. Cenușa de la groapa construită în urmă cu zeci de ani și care aparține CET Craiova se ridică în nori negri la cea mai mică adiere a vântului, uneori și de câteva ori pe zi. Singurul fel în care ne putem apăra de cenușa asta sau să nu ieșim afară. Răsadul de roșii nu crește deloc. Am pune niște castraveți tot așa, le udăm și stau mici. Sunt înnecate de cenușe. Aici nu poți să lași o fereastră deschisă, să scoți o rufă afară. Disperați, localnicii din zonă au cerut ajutorul gărzii de mediu. Reprezentantul instituției ridică însă din umeri. A amendat de mai multe ori CET Craiova, dar problema tot nu a fost rezolvată. Ultima amendă de 200.000 de euro a fost dată în mai anul trecut. Garda de mediu nu o să facă investiții, deci practic dacă vreți exact ce trebuie să facă, ce măsuri trebuie să conducă la eliminarea acestor lucruri, trebuie discuta cu operatorul. Terenul este umed. Poate situația asta, nu sigur, mai mult ca sigur, digurile și drumurile de acces nu sunt umedate și precis de acolo vin aceste ridicări de praf, de cenușe, că e un amestec, practic. Astăzi, Agenția pentru Protecția Mediului Dolj a prelevat probe din aer. Ultima dată au fost făcute analize în luna februarie, iar poluarea a fost peste limita normală.